Oh, Alin, Mihaela, ce faceți aici? Salut! Salut, bine, avem o lectură. Aveți timp pentru câteva întrebări? Sigur că da. Sigur. Prima, dacă ar fi un lucru sau un concept pe care l-ați putea alege ca să vă reprezinte, care ar fi ăla? Un concept? Sau un lucru. Aha. Curaj. Onestitate. Ce vă place cel mai mult la celălalt? Simțul umorului. Răbdare. Care este cea mai plăcută amintirea voastră de când sunteți împreună? Ah. Când i-am dat inelul. Da, 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 categoric, cererea în căsătorie. Ce-ar fi să intrăm atunci înăuntru? Hai, hai. Dacă ar fi să vă definiți relația într-un singur cuvânt, care ar fi aceea? Relația într-un singur cuvânt? Merg! Zici tu! Toleranța? Dacă nu ar fi fost actoria, ce carieră credeți că vi s-ar potrivit? Asta e întrebare grea. Dacă n-ar fi fost actoria... Astronaut! Nu am un răspuns, nu știu! Care este principiul pe care vă ghidați în viață? Răbdare! Răbdare! Cinstea, corectitudinea! Vrei sunt sau ceva? Da. De care? Negru. Care este opera de ficțiune preferată? Harry Potter! Justice League e scrisă sau e doar film? Poate să fie orice! Necazbilității! Dacă ați putea lua locul unui personaj de ficțiune, care ar fi acela? Dacă am putea... Iron Man! Wonder Woman! Care este activitatea voastră preferată pe care să o faceți împreună? Una dintre ele. Seara de film. Alin? Zici tu. Să facem treabă în grădină. Ce vă place să faceți când aveți nevoie de puțin timp doar pentru voi? O vai, pentru mine. Să stau pe terasă, să mă uit în zare. Cum ar arăta ziua ideală pentru voi? În familie. Da, clar. Care este un lucru pe care l-ați învățat ca adult și ați fi vrut să-l știți ca adolescent? Iau mai ușor. Să ai mai mult curaj. Ce vă lipsește cel mai mult din copilăria pe care ați avut? Nimic. Tot copilărie și acum. La mine ar fi mama. Dacă ați putea să vă oferiți un sfat vouă de peste 30 de ani, care ar fi acela? Deci nu te mai comporta ca un copil. Tot asta, să ai mai mult curaj. Da. Care este un lucru despre voi pe care lumea nu l-ar crede? Suntem foarte periculoși. Adevărul e că ne luptăm acasă în săbi. Da, avem niște săbi de scrivă. Ce apreciați cel mai mult la propria persoană? Cel mai mult? Cel mai tot. Mihaela? Latura maternă. Cred că asta e ce apreciez cel mai mult. Dacă ar fi să alegeți un loc unde să trăiți pentru restul zilelor, care ar fi acela? Aici. Undeva unde e cald tot timpul. Dacă ar fi așa o chestie ideală. Într-un cuvânt, cum arată lumea văzută de pe scenă? Bine. Cine este o persoană care a avut un impact major în viața voastră? Soția mea. Da, într-adevăr, soțul meu, dar înaintea soțului meu a fost profesoara mea de engleză, Marta Fingerman. Ce urăsc cel mai mult în relația cu celelalte persoane? Da. Falsitatea. Indiferența. Care este secretul unei căsnicii trainice și fericite? Răbdare. Răbdare și toleranță. Dacă viața voastră ar avea un soundtrack, ce melodie ați alege? Da. Innuendo Queen. Innuendo Queen. Nu știu cum știți. You can be anything you want to be. Turn yourself into anything you feel that you could ever be. Da, be free, be free, ceva de genul. Eu nu am cum, adică cred că diferă funcție de situație sau de perioade, mai degrabă, ai mai multe. Dar în momentul ăsta cred că ar fi dor de viață. Cum vreau zice? Dor de viață, fiecare dimineață. Eu nu știu, dar e sună bine. Așa, zi. Dacă ar fi să vi se facă un portret care să vă surprindă cât mai bine personalitatea, cărui pictor ați încredința sarcina asta? Fiu. David. El mă pictează cel mai bine.
Eu sunt mai serioasă, eu aș zice Gustav Klimt. Care este cel mai important lucru pe care l-ați învățat din viața de părinte? Răbdare. Da. Care este un mod alternativ prin care vă arătați afecțiunea unul față de celălalt? Am un mod alternativ. Flori. Cumpăr flori. Cumpăr chestii. Nu flori. Orice mari flori nu cumpăr. Pe care l-ați învățat din cariera de actor, actriță și pe care îl aplicați în viața de zi cu zi. Comunicare. Adaptabilitate. Da, așa este. Cum v-ați descrie paradisul personal? În familie. Acum, aici. Cu ai mei. Dacă ați putea scăpa de un lucru din lumea asta, care ar fi altceva? Țânțari. Deci, ea de puncte albe care au apărut în vară. Au rostul lor, dar țânțari. Ce apreciați cel mai mult la oameni din jurul vostru? Sinceritatea, curajul, talent. Da, curiozitatea. Și ultima întrebare, ce vă face cei mai fericiți? Cu copilul, familia și țară. Da. Ok. Mai ai? Mai să te întrebi? Da, mergem la lectură, bine? Mulțumesc, 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 pa, pa!